Gata, am început? Începem? Ok, începem. Dacă începem, trebuie să începem în felul următor. Pentru că eu, de felul meu, așa om cum sunt, că nu sunt animal, bine, n-am ajuns încă la nivelul de animal, încă sunt om, eu în momentul în care fac niște promisiuni, mă țin de promisiuni. Atunci când nu zic promit, atunci mai pot să mai fentez, mai pot să mai derulez. Dar când am făcut promisiuni, trebuie să mă țin de promisiune, mă dau cu fundul de pământ și mă țin de promisiune. În live-ul de vineri am zis că am să vin cu niște update-uri în ceea ce privește Outriders. La în ultimele 15 minute i-am dat o notă, din punctul meu de vedere, cam mare, 7 din 10, dar peste weekend m-am mai jucat un pic, cam mult, vreo 7-8 ore pe ansamblu. Ok, ce spuneam la un moment dat, că povestea mi se pare una ok, nu este chiar atât de ok, este una haotică. La început e ok și îți dă impresia că e ok, după care se transformă într-o poveste haotică cu foarte mult fac și alte nebuni de gen, jurături de genul ăsta, care nu și-au sub nicio formă nu și-au locul în anumite momente ale jocului, după care problemele vis-a-vis de conexiuni și deconectare de la server a durat până pe duminică, mi se pare, după care problemele s-au rezolvat, câteva bug-uri, dar nu pot să mențin nota având în vedere că nu m-a mai dat așa de mult pe spate. Da, varietatea de monștri sau inamici există, armele se simt ok, mecanica jocului este ok, grafica este ok, dar nu poți să iei în calcul problemele acelea vis-a-vis de conexiune extrem de ciudată cu serverul cel de la People Can Fly. Așadar, și prin urmare o să scad undeva la 6 cu indulgență. Aș fi vrut să zic 5, dar 6 cu indulgență. Nu este un joc de 60 de dolari sau 60 de euro. Este un joc de 40 de dolari, 40 de euro. Mai mult decât atât, aseară, înainte să plec spre casă, zic, hai mă, să mai dăm o tură așa 50 minute, să vedem care e toată treaba, să fac și eu o comparație de cum se mișcă pe Nvidia și cum se mișcă pe AMD, având în vedere că sistemul meu de la birou are, ce are, Radeon 7, ok? Totul regulă, tot frumos, user interface-ul lipsă. Deci e un bug extrem de prost, în sensul că în momentul în care s-a încărcat jocul, tu dai continue ca să intri în joc și să te joci mai departe, nu ți apare absolut nimic, nu ți apar skill-uri, nu ți apar health bar-ul, nu ți apare ținta, crosshair-ul, nu ți apare absolut nimic. Toate setările astea sunt pe on în meniu, dar ele nu sunt active. Ieși din joc, dar return to lobby și conectează-te din nou. Fabulos! Ieși în lobby, intri din nou în joc, ce nu aveai înainte, ai acum pe ecran. Și un răspuns la un comentariu pe care l-am văzut la un moment dat. Păi bă, Madalina, ce dracului de jocuri te-ai jucat? Câte jocuri te-ai jucat tu la Square Enix care nu aveau bug-uri? Păi, hai să dăm niște exemple. Life is Strange n-a avut bug-uri. Final Fantasy 7 remake-ul n-a avut bug-uri. Final Fantasy 15 a avut bug-uri, dar bug-uri pe la quest-uri. N-au fost bug-uri vizuale. Kingdom of Hearts la fel, fără bug-uri. Adică developerii au făcut jocuri mișto, iar Square Enix-ul, publisher-ul în sine, a dat jocuri bune pe piață. Și ca o completare așa, înainte de a ne apuca de Mailbox, o comparație pe care o făcea Alex de la Angry Joe și spunea în felul următor, în momentul în care s-a lansat jocul, spectatorii, jucătorii, simultan pe Steam, valoarea acestora s-a ridicat la 128.000 de jucători simultan. Făcând o comparație cu ce s-a întâmplat cu Marvel's Avengers, care all-time peak a fost undeva la 28.000 de jucători simultan pe Steam. E foarte adevărat că foarte mulți au cumpărat jocul pe console, dar chiar și așa, chiar și așa. În cazul în care ziceți, eu n-am avut niciun fel de problemă la Outriders, nu am întâmpinat niciun bug grafic, cum zici tu, atunci înseamnă că ai varianta pe consolă.
Pentru că pe PC chiar și cei de la People Can Fly au zis că există anumite bug-uri grafice. Acestea fiind spuse, nota mea pentru Outriders în momentul de față este 6 din 10, a scăzut de la 7 din 10 și probabil o să mai scadă în momentul în care o să mai găsesc ceva, dar nu am să vin cu un alt comentariu la adresa Outriders. Iar acum să ne întoarcem la mailbox și la cele 6, mi se pare că sunt, întrebări pe care le-am ales pentru astăzi, pentru voi. Să înceapă! Schimbare cooler stock de pe i7-10700 non-K de la Toma. Salutare că v-a vizit garaj, comunitatea PCG. Am achiziționat recent un PC pre-built și întâmpină o problemă cu procesorul, mai exact cu temperatura acestuia. Dacă fac un pic de surfing pe internet, deja temperatura acestuia crește la 50 de grade plus. Enorm de mult. Iar în jocuri nu mai zic. Din cauza asta aș vrea să-mi cumpăr un cooler aftermarket și am căutat pe internet fără folos. Cum adică fără folos? Pe bune. Așa că apelez la voi, profesioniști în PC building. Da, pot să spun lucrul ăsta. Cu speranța că o să mă ajutați cu această dilemă. Țin să menționez că am o placă de bază Intel H470, bineînțeles procesor, tot de la Intel i7-10700. Cu respect, Toma KOTGW. Nu este Toma al nostru din firmă, este Toma. Na, acum. Intel H470, îți dai seama că este un sistem pre-build al unei companii relativ mari. Știi, Răzvane, ce zic? Dacă îți folosește placă de bază cu Intel H470 direct Intel, e pre-built firmă mare. Okidoki. O singură problemă am în ceea ce privește recomandarea noastră vis-a-vis de un cooler pentru sistemul tău. Nu mi-ai spus și nouă ce carcasă e. Pentru că dacă ne spuneai lucrul ăsta, poate mergeam pe varianta all-in-one, adică răcire pe lighit. Așadar și prin urmare, nu o să mergem pe varianta all-in-one și mai e încă o chestie pe care mi-ai spus-o, bugetul. Așadar și prin urmare, să mergem de la 150 buget până la maxim 300. Iar selecția pe care am făcut-o, am făcut-o foarte simplu. Socket 1200, iar la socket 1200 ai, nene, o pălărie de culoare. Și pe aer și aio. Ideea este că mie mi-au sărit în ochi până în 200 de lei două modele, și anume Silentium PC Spartan 4 Max, ce am văzut că are review-uri foarte, foarte mișto, atât la noi, cât și afară. Și noi pe unul de madre l-am și avut și l-am și testat. E foarte adevărat că pe un i5, dar variantă K, adică deblocată, și ar mai fi până în 200 de lei, Deepcool Gamax GT Air GB, care iarăși este un cooler foarte bun. Dacă e în calcul și șcite cotețul, nu cotețul pentru câini, am mai vorbit de chestia asta, șcite cotețul Mark II, este iarăși un model, este ungă pe suflet. Dar ce mi-a trecut mie prin mână, dintre aceste trei modele, le-am testat, am văzut și reacția celor care au făcut review, este Silentium PC Spartan 4, un cooler bun, iar dacă vrei peste 200 de lei, dacă îți permite bugetul, ai două variante, una pe aer și una pe lichid, și anume Cooler Master Hyper 212 RGB Black Edition. 212 Hyper-ul de la Cooler Master este un cooler pe aer foarte bun de buget, iar pe lichid este Deepcool Gamax L240T, în cazul în care carcasa îți permite să montezi un radiator de 240 pe ea. Astea sunt recomandările mele pentru tine și pentru sistemul tău și o să vezi o reducere a temperaturilor drastică rău de tot, indiferent de modelul pe care îl alegi. Deci, Răzvan a zis o chestie foarte interesantă, dar contează foarte mult și lățimea carcasei. Uite că asta e o problemă pe care nu am luat-o în calcul în momentul în care am comentat un pic mai devreme vis-a-vis că nu ne-ai dat și carcasa, ce carcasă e, sau măcar sistemul, ce sistem e, de la cine e, cu toate că noi cam bănuim, dar dacă sunt de la terți și carcasele sunt multiple. Asigură-te totuși că cooler-ele pentru procesor
intră în sistem, adică lățimea permite să asamblezi un astfel de ventilator, pentru că din toate modelele pe care ți le-am recomandat până acum, singurul care s-ar putea, nu bag mâna în foc, dar intră fără niciun fel de problemă, ar fi Silentium PC Spartan 4. De ce? Pentru că cu tot cu radiator și cu puținul din ventilator are 143 de mm. Restul au. Cotețul are 154 de mm, Deepcool Gamax GT ARGB are 157 de mm, iar Hyper 212 are 159 mm. Practic, dacă carcasa ta are 100 din socketul procesorului și până în, cum zice, în laterală are 165, 162 de mm, n-ai niciun fel de problemă chiar și cu Hyper 212 Evo. 165 ar fi musai din socket și până în laterala din stânga cum te uiți la sistem. Aia, da. Ecran laptop, iau pe asta. Ai văzut de ce ți-am zis, mă, că astăzi suntem pe telepatie? Să mor eu dacă nu suntem pe telepatie. Vine de la Sergiu. Și zice așa, salutare echipaj de garaj, îmi puteți da niște sfaturi despre cum se curăță corect un ecran de laptop? Da. Foarte simplu. Uite, o să luăm pe bătrânul Asus, pentru că ăsta e curat. Se ia așa și se pune, să spunem, o cutie mai mare. Se duce așa frumos. Bine, la tine o să fie paralel cu birou, nu o să fie diferența asta, pentru că diferența asta e dată de partea asta de aici, a rogului ăsta. Ok. Și se face așa. 1, 2. Nu mai mult. După aia cu o cârpă moale, foarte moale, fără să apeși pe ecran. Microfibră, exact. Dai până se usucă. A? Parcă e altfel decât cum era înainte. Am încercat cu foarte multe soluții de curățat ecrane. Unele m-au descumpănit, altele mi-au plăcut. Dar de fiecare dată am încercat cârpa asta nenorocită cu microfibră, pe care o poți găsi oriunde, absolut oriunde, nu cu hârtie igienică moale, nu cu prosop de hârtie moale, nu! Cu piele de căprioară strici materialul respectiv și nu are rost. Nu strici ecranul laptopului, strici materialul respectiv și nu are rost. Iar ca soluție, eu folosesc așa ceva. Nu fac reclamă, atenție, nu fac reclamă sub nicio formă, clean. Un puf sau două pufuri, după care decât deasupra un pic, nu pune presiune pe ecran, pentru că nu e bine. Dar eu asta fac de ani de zile încoace, am văzut și pe afară la un moment dat că se procedează la fel, am văzut și soluții care nu sunt recomandate, care nu fac altceva decât să îți mâzgălească în adevărat un înțeles al cuvântului ecranul, și de atunci, de 6 ani, folosesc numai chestia asta și tuturor, dar absolut tuturor prietenilor sau persoanelor apropiate ale mele, le recomand această soluție, combinație clean cu cârpă cu microfibră. Recomandare de la Cătălin. Bună seara, mă numesc Cătălin și am câteva întrebări legate de acest sistem. Hai să deschidem link-ul. Pe care intenționez să-l fac cât de curând. Nu are placul video, dar cel la acest moment sunt foarte scumpe și nu-mi permit. Intenționez să iau un 3060 sau chiar un 3060 Ti, când prețurile vor reveni cât uși de puțin la normal. Întrebările sunt: placa video să înțeleagă bine cu sistemul, intenționez să iau una cu 3 ventilatoare. Ok, hai să vedem întâi sistemul tău. Deci avem odată un mouse Redragon Cobra RGB, mouse-ul ăla frumos cu iluminare, placă de bază Gigabyte B450 Gaming X, ok, procesor AMD Ryzen 5 3600, SSD Kingston A2000 de 500 de GB PCI Express, memorie HyperX Fury RGB,
16 GB RAM 4 la 3200, sursă Seasonic S12-3, 650W, 80 Plus Bronze și carcasă Achilles Mesa ARGB. Ok, ce avem noi documentat de aici? Găsești ceva 5600 sau 5600? Ah, nu, că e prețul un pic mai mare. Da, Ryzen 5 3600 e o variantă corectă din punct de vedere al bugetului. Eu ți-aș fi recomandat 5600X, dar 5600X-ul este mai scump decât varianta Ryzen 5 3600, fără niciun fel de discuție. Un cooler aftermarket ar fi necesar la această combinație. De ce? Pentru că piticania din pachetul lui Ryzen 5 3600 nu este una din cele mai bune soluții pe care ai putea să o alegi, mai ales atunci când te gândești la randări și alte nebuni de genul ăsta. În ceea ce privește placa video, indiferent ce ai alege tu, 3060 sau 3060 Ti, se pupă fără niciun fel de problemă cu această configurație. 2. Procesorul este ok la 1000 de lei sau la acești bani găsești ceva mai bun sau ceva mai ieftin, dar relativ cu aceleași specificații. Cred că găsești ceva un pic mai ieftin, dar chiar și acolo implică o schimbare a culorului, a culorului stock. Chiar și acolo. Mă gândeam la 10.500 KF, 979 de lei. Practic ai echivalentul din tabăra albastră, sochetul 1200, și 6 core 12 threaduri, frecvență de bază 4,1 GHz cu 4,8 GHz boost față de 3,9, mi se pare că e 3600. 3,6 frecvență de bază. Avantajul la AMD este faptul că poți să pui memorie cu o frecvență mai ridicată, pe când fără să overclockeze sau alte nebunii de genul ăsta, pe când la Intel, odată cu activarea XMP-ului, se și overclockează un pic procesorul. Bun, cred că ești pe varianta bună. Cred că ești pe varianta bună, chiar dacă vorbim de o generație în urmă. Totodată am nevoie și de o recomandare. RAM-ul o să fie compatibil cu placa de bază și procesor, da, fără niciun fel de problemă, se știe foarte bine. De la apariția primei serii Ryzen, toată lumea și-a dat seama că Ryzen-ul se comportă excepțional cu memorii cu o frecvență ridicată, în speță 3000-3200. Ce este peste 3200 este la alegerea utilizatorului. Diferențele de performanță sunt la 3600, după care, dacă nu faci overclock, curba este în jos, în loc să fie în sus, în ceea ce privește performanța. Totodată am nevoie și de o recomandare la un monitor, vreau neapărat 2K, să mă pot bucura de puterea plăcii video pe care mi-o doresc și timpul de răspuns să fie de 1 milisecundă. Nu joc CS, dar joc World of Tanks, tot online, și bănuiesc că acest aspect contează, preferabil diagonala să fie 24 de inci, dar dacă este 24 de inci 2K, nu cred că găsim. Nu am de ales, dar va trebui să tai din birou. Nu faci nimic, te-ai îmbăgăm flori, nu? Adică drujbă, gen. Ok. Locul destinat pentru monitor îmi permite unul cu diagonală 24, tralalalala, buget, 1400 de lei. Mulțumesc anticipat, Cătălin. Dacă e problemă deloc, ar putea să plătească un suport pentru birou. Atunci, soluții sunt. Trebuie foarte puțin spațiu pentru suportul ăla. Eu, ce filtre am pus eu la noi în site, au fost în felul următor: 1 milisecundă, 2K și gaming. Da? În momentul în care ai pus aceste 3 filtre, ai 3 opțiuni până în 1500 de lei. Și culmea, aceste 3 opțiuni vin de la... Ai idee? Lenovo? Nici prin cap nu mi-a trecut că... Nu. LG? Nu. AUC? Nu. ViewSonic? Nu. ViewSonic este următoarea opțiune. Samsung? Da. Sunt 3 modele de la Samsung de 27 de inci, respectiv 32 de inci, 2K rezoluție, 1 milisecundă, panel VA,
de la 1109 lei până la 1499 de lei. Următorul este într-adevăr ViewSonic-ul, este un model VX2758 2KP cu 1 milisecundă 144 de Hz, panel IPS. Deci ar trebui să iei în calcul și lucrul ăsta, pentru că, să spunem așa, primul model este 27 inci, 1 milisecundă, 144 de Hz, FreeSync Premium, la 1109 lei. Următorul este tot 27 de inci, tot 27 de inci, tot 1 milisecundă, tot 2K, tot FreeSync Premium la 144 de Hz, dar ăsta are și HDR. Ok. Ambele modele astea pe care le-am menționat un pic mai devreme sunt curbate. Al treilea model este de 32 de inci, de asta este și diferența la 1499, dar ce este extrem de interesant și trebuie să-l iei și pe ViewSonic în calcul, este faptul că ViewSonic are 27 de inci, 2K, 1 milisecundă, 144 de Hz, curbat este și el, dar asta este diferența. Dacă scoți bifa de gaming, atunci tot astea trei rămân. Astea sunt prețurile. Până în 1499 de lei ai trei modele de la Samsung. Al treilea model, cel 32 de inch, din păcate, nu, toate sunt pe 144 de Hz. Toate sunt pe 144 de Hz. Ai de unde să alegi. Ori iei unul din modelele astea de la Samsung, ori îl iei pe următorul, adăugând, bineînțeles, încă 100 de lei, îl iei pe următorul de la ViewSonic, care nu este de lepădat, nu este un producător de lepădat. Aie, să le stăpânești cu plăcere, Cătăline, și eu în continuare sper ca toți de pe tot globul ăsta pământesc, ca la un moment dat plăcerea video să-și revină la, în ceea ce privește prețul, cât mai repede posibil. Ia fii atent, Răzvan. Luca. Saltare, echipa Pisicaraș. Am și eu o întrebare. Cum trebuie încărcat laptopul ca să nu se reducă capacitatea în timp a bateriei? Mă refer să țină bateria mai mult timp. Mulțumesc. Până acum vreo 7, 8, 9 ani de zile, acest lucru se aplica. Era cam același lucru ca la telefoane. Mai țineți minte formatarea bateriei. Cam același lucru se întâmpla și la data respectivă. De vreo 5, 6, 7 ani de zile încoace, acest lucru nu se mai aplică sub nicio formă. Și pot să ți-o spun cu mâna pe inimă, pentru că al meu Sony, da, este foarte adevărat, e un laptop foarte bătrân, chiar și acum, având în vedere săracul de ele prin câte a trecut, chiar și acum mai ține bateria vreo oră. Iar Lenovo, laptopul pe care l-am folosit foarte, foarte mult timp, îmi permite și acum, după 3 ani de folosire destul de intensă și mai mult cu el băgat în priză, îmi permite să mă uit așa, una după alta, la două filme. Deci aproximativ 3 ore tot mă ține bateria. Nu mai este nevoie de o reformatare a bateriei, de mamă, a ajuns la 100%, trebuie să-l deconectez acum, că altfel mi se deteriorează bateria în timp. Nu mai este vorba de așa ceva. La ora actuală toate laptopurile au un switch, dacă pot să le spun așa, ca să înțeleagă cei care sunt la început de drum. Au un switch. În momentul în care bateria a ajuns la 99%, încărcarea bateriei se încetinește până ajunge la 100%. La 100%, pur și simplu, e ca și cum ai avea un întrerupător. S-a făcut switch, se întrerupe alimentarea bateriei, iar chiar dacă scade, el nu mai repornește încărcarea, pentru că asta înseamnă deteriorarea bateriei, după care totul merge pe fir. Laptopul tău funcționează pe fir. În momentul în care ai scos cablul, atunci începe descărcarea în adevărat înțeles al bateriei. Asta am zis-o pe înțelesul tuturor. Da. Mai e o chestie pe care am citit-o în special la iPhone-uri, dar sunt sigur că se aplică la orice dispozitiv care are o baterie.
și anume să nu îl lași să scadă mai mult de vreo 20% și să-l bagi direct la încărcat, pentru că descărcările astea nu-i fac decât să îi taie din, practic, din să-l... capacitatea bateriei. Ce zice Răzvan și are perfectă dreptate, în momentul în care vorbim de descărcare, să te duci să ai un procent cât mai mic, să-ți apare acele atenționări, bă, bagă la încărcat. Este extrem de important lucrul ăsta. Eu am făcut vreo 2 greșeli în decursul timpului. Și n-am ținut cont de lucrul ăsta, la laptopul de gaming. La 40%, când am ajuns la 40%, îl băgam la încărcat. 40% îl băgam la încărcat. Ăsta, bateria este terci pe el. Pentru că mai bine îl lăsam să meargă numai pe baterie, numai pe încărcător, decât să îl zăpăcesc atâta. La 40% încarcă, la 40% încarcă. Să celulele din bucățica aia nu se reîmprospătează niciodată. Nu se reîmprospătează niciodată, cele 40%. Și alea se deteriorează în timp. Aia e. Deci asta, recomandările și ale mele și observația lui Răzvan. Gata? Mailbox, hashtag 283. Andu. Salutare, echipa Pisica Garaj. Am un wishlist în bugetul de 7.000 de lei la care își doresc o recomandare. Păi dacă ai wishlist-ul? Acest wishlist va conține și un 1660 Super când va fi pe stoc. Aș putea să schimb cu ceva mai bun. Mulțumesc anticipat, mulțumesc și ia ca vizualizare. Hai, deschide-te vizualizare. Deschide-te, mă. Bă. Deci ce avem aici? Avem un post termoconductoare Arctic MX4, placă de rețea wireless de pe Link Archer T6E. Pentru ce? Ah, ok. Nu comentez. Hard disk Barracuda 1TB, SSD Samsung 970C, 500GB pe M2, memorie Corsair Vengeance RGB Pro 16GB DDR4 la 3200, carcasă Akiris Mesa ARGB, plac de bază Gigabyte Z490UD, eu între timp vreau să deschid, plac de bază Gigabyte Z490UD, culoare CPU de cooling Zuflow 240X ARGB și sursă Corsair CV650 Plus Bronze de 650W, procesor Intel Rocket Lake Ori 5 11600KF, 4245,71 de leuți face întreaga configurație. Eu ți-aș recomanda din tot sufletul să te uiți atent sau să spui alertă la stocuri la 2060 sau 2060 Super, pentru că s-ar putea să mai fie pe aici pe acolo niște stocuri la acest model. La 2070-2070 Super acestea se pot găsi numai pe site-uri de tip SH. Pentru că sunt mai mult decât convins că te poți încadra cu un 2060 sau un 2060 Super. Cu 1660 Super s-ar putea să aștepți mult și bine, mai ales că conform ultimelor comunicate de presă venite din partea producătorilor de plăci video în speță Nvidia, aceștia vor reîmprospăta stocurile de 1650 mai degrabă decât 1660 Super. Pentru că nu se pot mina, nu poți mina pe 1650. E concluzia la care am ajuns și eu și Răzvan, probabil. În timp ce pe 2060 Răzvan îmi spunea că a văzut niște tutoriale în care se poate, tutoriale, videoclipuri în care se poate testa pe 2060 și nu mă mir de ce nu s-ar putea. În fine, e cu totul și cu toată altă discuție, este o discuție, un subiect care pe mine mă enervează la maxim. Nu vreau să aud criptomonede minat, dacă aud, îmi curge sânge din urechi, în adevărat înțeles al cuvântului. Nu mai suport toată chestia asta. În fine, 2060, dacă găsești un model, indiferent că e el de la Asus, Gigabyte, MSI, Palit, Gainord, PNI, orice model, dacă îl găsești la un preț bun, și anume între 2400 și 3000 de lei, go for it. Iar de schimbat nu ai ce.
N-ai ce, eu nu văd ce, dar în fine. Jocuri care nu merg pe laptop. Ia fii atent, Răzvan, aici. Ești pregătit? Da. Bă, deci mi-a dat tot de m-am gândit la zeci de mii de combinații, înțelegi? Lucian, salutare echipa psicară și comunității PCG. Am cumpărat de curând un laptop cu următoarea configurație. Este vorba de un HP Omen 15 DH0016NQ. Da, modelul ăla. Cu un Intel Core i7-9750H, cu un boost până la 4,6 GHz, 15,6 Full HD, 16 GB DDR4, SSD 512 GB, plus un hard disk de 1 TB. Iar placa video este un GeForce RTX 2070. Ecranul de 240 Hz și vine cu sistem de operare FreeDOS. Ok, pe laptopul menționat mai sus am încercat să joc, atenție! Company of Heroes 2 Master Collection, fără foarte multe cerințe, Forza Horizon 3, fără foarte multe cerințe. Dar după instalarea jocurilor acestea nu merg. După ce mi-au făcut 7000 de calcule, 700 de catralioane de calcule, de ce n-ar merge? Ar fi antivirusul, ar fi aia. În secunda 1 mi-am adus aminte de un cuvânt. String FreeDOS. Știi ce zic? Fără sistem de operare. Deci, practic, Luci și-a instalat sistemul de operare. A luat sistemul de operare Windows 10, a luat driverele alea vechi. Sau dacă au fi pus Windows 7, stau și mă întreb, ăla n-a luat nimic. Pentru că nu mai există suport la Windows 7. Și este foarte posibil să nu știe să facă anumite switch-uri între placa integrată și placa video, adică 2070-ul tău. Recomandarea mea, așa, pe scurt, este să intri pe site, pe site-ul oficial HP, să downloadezi driverele, chipset-ul, placa de rețea și placa de sunet, atât. Chipset-ul pentru la HP s-ar putea să le includă pe toate, dar uite-te în lista de driverele compatibile, driverele descărcabile, dacă există un singur pachet sau dacă există trei, e musai. Iar pentru placa video, direct pe Nvidia. Iar acolo cauți 2070 notebook, 2070 notebook și de acolo downloadezi ultimul pachet de driver care este de acum câteva zile. De menționat că la laptop am conectat cu DisplayPort un monitor cu următoarea configurație. Un TN, tot de la HP, X25, 24 de inci, Full HD 240 Hz, 1 milisecundă, Nvidia G-Sync. Este posibil să fie nevoie de Display Screen Compression DSC cu o versiune superioară? Nu! Sub nicio formă! Eu am găsit până la versiunea 1.2a. 1.2a este versiunea DisplayPort. În fine, dacă da, puteți să-mi dați o adresă de internet de unde pot descărca acest software. Vă rog dacă puteți să-mi dați un răspuns și să mă puneți în mailbox-ul de miercuri. Mulțumesc că echipei PCG și capa UTCW al dumneavoastră Lucian. Am încercat, atenție, că de aici mi s-a făcut declicul ăla. Am încercat să joc Company of Heroes 2 doar pe laptop și tot nu merge. Deci, practic, nu pot să bag mâna în foc de chestia asta, dar sunt sigur. Jocurile respective detectează placa video integrată. Și nu rulează, nu știu să facă switch-ul să ducă pe placa video dedicată, adică pe 2070. Asta, eu cred, s-ar putea să mă înșel. Eu cred că nu este instalat driver plăcii video. Nu dați în pianist. Nu pot să îmi dau seama exact care e problema acolo, în laptop, ce se întâmplă. De ce? Poate are Optimus și la Optimus trebuie să faci switch între placa video integrată și placa video dedicată. Până sunt ipoteze, sunt presupuneri ce facem noi acum. Company of Heroes 2, indiferent că este Master Collection sau orice altceva,
Forza Horizon 3 trebuie să meargă fără niciun fel de discuție pe laptopul tău. Ba mai mult decât atât, trebuie să meargă fără niciun fel de discuție pe laptopul tău și pe monitorul pe care l-ai atașat la laptop. Din momentul în care te-ai dus cu mini DisplayPort-ul, pentru că modelul pe care l-ai tu, mai mult ca sigur, are mini DisplayPort, nu are DisplayPort full size, adică așa, și acum s-ar putea să ducă ăsta, full size, nu e așa, e mai mic, e pe jumătate, și un pic mai gros, e adevărat, dați-vă și set. Trebuie să meargă în secunda 1. În secunda 1. Eu cred, ori este problemă de Optimus, ori este problemă de driver. Driver pentru Nvidia nu sunt instalate. Sau mai poate să mai fie o variantă din BIOS să nu fie activată opțiunea de switch între plăcile video integrate. Am mai văzut lucrul ăsta la un MSI în urmă cu vreo 2 ani de zile. Tot cu seria 2000. Astea au fost toate întrebările de astăzi. Nu uitați să ne trimiteți în continuare întrebări dacă aveți nevoie de ajutorul nostru. Indiferent că e vorba de o curățare, o întrebare simplă de cu ce și cum să curăț un ecran sau orice alt material, până la configurații, de ce nu, laptopuri, telefoane, monitoare și așa mai departe. Suntem aici să vă ajutăm. În adevărat, un sens al cuvântului, suntem aici să vă ajutăm. Cele două adrese. livearonpcgarage.ro și pcg.ro/tv. Eu am fost Măzdălin. Nu știu ce mi-a venit asta. Cum a sunat asta? Eu am fost gazda voastră, Mădălin, și vă doresc o zi excepțional de ușoară.